Competiția intitulată Impuls Perpetuum are loc în perioada 12-15 iulie 2015 la Târgu Jiu. Concursul la cele două discipline, fizică respectiv chimie, este destinat elevilor din mediul rural și se află la ediția a 13-a. La etapa de anul acesta de la Târgu Jiu s-au înscris peste 100 de olimpici din toată țara. În perioada 12-15 iulie, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, organizează concursul național Impuls Perpetuum, este a 23-a ediție a acestui concurs național, practic este o olimpiadă națională organizată la fizică și chimie pentru elevii din învățământul gimnazial. Ieri, 12 august, a fost festivitatea de deschidere a etapei cu numărul 23. Astăzi și mâine, olimpicii vor susține atât probele practice cât și cele teoretice. Cu alte cuvinte, sunt 103 candidați din toată țara care sunt prezenți la Târgu Jiu în această perioadă, cei mai buni copii la fizică și chimie din mediul rural. Ieri, la Teatrul Elvira Godanu din Târgu Jiu, au avut loc festivitatea de deschidere acestei olimpiade naționale, urmând ca astăzi și mâine să susțină atât probele practice cât și probele teoretice. Unitatea de învățământ, gazda olimpicilor, este Colegiul Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu, unde se vor desfășura probele din cadrul competiției naționale Impuls Perpetuum.